Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou gameplay. Astăzi o să jucăm joculețul Project Castaway, un joculeț lansat pe data de 23 septembrie 2024. Este un joculeț creat și dezvoltat de către compania Mardon Paul și jocul este un joc de explorare, un joc de survival, un sandbox, o supraviețuire cu lume deschisă, asta ne spune informațiile despre joc. Jocul este un joc pe Steam și acolo jocul costă 19,50 €. Este un joc similar, dacă ați mai jucat și, nu știu, Green Hell. Fiind vorba de un survival, n-am putut să mă abțin și am zis, bă, vreau să joc și eu joculețul ăsta. Să vedem despre ce e vorba. Aici e un challenge, nu putem să-l facem. Hardcore, nu. Cred că un survival mă interesează pe mine pentru început să văd ce este de joc. Am văzut câteva informații despre el, ci că ești naufragezi pe o insulă, adică pe o mulțime de insule, unde îți vei căuta unchiul, prietenul, nu știu cine dracu e ăla, trebuie să-l căutăm până în nemernic, de al nostru prieten. Și în felul ăsta va trebui să faci un mare sacrificiu acolo, să supraviețuiești, să-ți faci o bază, să te apuci să-ți construiești propriile arme. Deci ești într-un cuvânt izolat acolo pe niște insule, tu și pustiu, sau mai bine zis tu și toate viețuitoarele insulelor, pentru că fiecare insulă va avea câte un animal care să strice ție vibe-ul, sau ceva animale care să te atace, de ce nu? Prima, opa! Opa! Aoleu, ce facem aici? Prăbușire! Ferească Dumnezeu Sfântul, am căzut în baltocă. No, ia de aici. What? Unde sunt eu? Bă, mă izbesc în apă? Ăla-i. What the hell, man? Unde am căzut? Avem o insulă acolo, avem o insulă aici. Cred că în insula asta ne ducem aici în față, că e mai mare. Să vedem ce avem pe insula asta. Dar nu știu ce am picat eu aici, bă. Sunt într-un de-asta, cum îi zice, sunt un înotător foarte bun. Știu să not stilul topor, secure și stilul vierme umidar. Da, astea sunt stilurile pe care le știu să le înot. Și nu destul că apă aici, mai și plouă de la Domnul Dumnezeu. Ploaie sfântă peste noi aici. Cred că suntem la 1170 de metri fluturi, în not, braț, spate, pulpă, gambă. Am văzut ceva acolo. Pisică de mare. Tolvai, fugi. Bă, băiatule. Și suntem pe plajă. Adunăm scoici sau ce facem aici? Auci, că putem să facem piatra mai mică. Hai că, mai mult ca sigur, aici o să avem nevoie de... Ăsta-i vibe-ul jocului. Să adun cât mai multe nebunii de astea și hau bau. Deci scoicile nu le putem lua, pare că nu avem ce face cu ele. Ia să vedem. Un băț? Putem să luăm? Nu, e un băț fals ăsta. Mai luăm o piatră și mai dăm o dată cu ea de pământ. Așa, să ne facem și noi primele ce ne trebuie pe aici. Mai mult ca sigur o să avem nevoie de o armă, ceva. Ce-i asta? Clout. Să zicem că ne trebuie. Cauciuc pe cauciuc. Ăla-i. Nu ne trebuie, că n-avem ce să facem cu el, dar am văzut aici când m-am întors un old blueprint. Ce-i asta? Ok. Aparent blueprint-urile astea ne deschid ceva combinații pe aici. Combinațiuni. Wow! Ce-i aici? E ceva tentă de, cum îi zice, tentă de cetate, nu știu, mi-e cam frică să intru acolo, așa că o să mă duc pe partea asta, alaltă. Ce mai avem pe aici? Trebuie să ne uităm un pic pe noi, când m-am pus pe crouch, V. Oh, avem un rucsac, nice, pe care putem pune chestii. Ce mai avem pe aici? Inventar, avem, n-avem, nu avem. Cred că ar trebui ceva undeva să avem cum să facem primele crafturi, că nu știm. Bă, grafica arată bine la joc.
E faină. Faină tare. Dar... unde e pana mea? Voi putea eu lua primele bețe. Ca să ne facem și noi. Hai să mai adunăm niște de astea, niște bolovani. Tot așa. Bă, dar ce tare dă cu ele de pământ. Îți dai seama să spargă piatra de pământ. Asta trebuie să fi fost o... unul dintre cei care a făcut... Opa, am luat primele bețe. Unul dintre cei care a făcut aceste minunate jocuri. Hehe, băi. Cred că prima lui probă de lucru a fost să vadă dacă poate sparge o piatră când dă cu ea de pământ. Și atât a insistat omul până ea e reușit. A zis, bă, ca să nu-mi pierd jobul, am spart piatra de pământ. Lemne și lemne și lemne. Cică pe B ne arată cum să ne facem primele, primele jmecherii. Deci avem aici așa. Topoare, pickaxe-uri, nebunii. Cred că o suliță mi-ar trebui și mie. Ha? Dar cică asta aparent e blocată. Bun. Stai așa. Nu. Deci nu putem să facem decât... Spai, ce e asta? O lopățică, bă. Atât, am făcut o lopățică. O să mă joc în nisip aici până mor cu ea. Băi, s-a auzit ceva? Jesus Christ. Deja începem acțiunea? Bă, nu cam place ideea asta. Vreau să-mi fac și o armă. Astea sunt cu lacăt, toate. Facem pickaxe-ul ăsta. Ei! Corect. Dar și dacă nu-l facem să săpăm ceva neapărat acum cu el, e ok pentru că avem și noi o armă cu ce să ne apărăm. Ia să vedem, putem. Crabule! Crab! Aparent e inofensiv arma noastră la stimabilele animale de aici, de pe această insulă. Așa că mai colectăm un blueprint. Ce e asta? Un crab iarăși? Mă întreb când mă va lua foamea ce o să mănânc. La câte pietre am adunat, mai mult ca sigur o să mănânc pietre. Ia să vedem cum ne arată și al nostru jackback. L-am țipat-o la jos, fără să vreau. Deci aici înăuntru avem... Hopa! Ce că putem să bem? Am băut ceva, dar nu știu ce am avut aici. Ce formol cred că am avut. Ia mă pulă ăsta înapoi, că mor, bată-te, dă-mi ca fără el. Pietre nu mai luăm, că avem destule. Ne trebuie doar lemne. Și să cercetăm un pic insula asta, că nu știu din câte văd eu, am impresia că vine noaptea. Și dacă vine noaptea, am pus-o. Ba, am mai văzut acolo o stâncă la orizont, tot așa cu un steag pe ea. Sper că n-avem treabă și cu pirații. Dacă mai sunt și pirați pe capul nostru și flămânzi aici, suntem distruși. Cloud și din astea nu mai au, că nu știu ce să fac cu cloud-ul momentan. O să adun doar lemn. Pentru că ăsta îmi va trebui pentru început. Iar suntem aici, o altă insulă de aia. Bă, aici e ceva bântuit. Mai mult ca sigur e ceva bântuit aici. Ferească Sfântul, un cadavru aici, un schelet. Băi, îmi place tot mai mult chestia asta, tot mai mult îmi place mie. Deja mi s-a făcut părul băciucă și mă întreb ce caut eu aici. Bă, fratele meu, ce caut eu aici? În acest stone? Nu, îi dăm drop-ul ăsta direct, nu mai întrebă pietri. Am luat pietre. Oare putem să tăiem copacul cu ăsta? Palm tree. Se pare că nu putem. Am mâncat ceva, dar aparent mi-a scăzut sănătatea. Nu, adică mi-a scăzut stomacul ăla, nu mi-a crescut. Ferească Sfântul, cred că era otrăvite. Bă, băiatule, și deja mă clatim pe picioare. Va fi tot mai interesant de supraviețuit. He, boi! Hai să încerc aici să văd, nu pot să fac un ceva ca să-mi dă... Aoleu! Bă, da, mă clatim pe picioare, deja-s bolnav, cred.
Nu-i bine cu mine. Vreau să mă uit aici ce mai pot să fac. Ok, un pat din ăsta, un ceva. Dar cum să fac eu rope? Asta e treaba. Ok. Și atunci unde să o punem pe asta? Unde găsim metal, frate? Deci o să mă duc așa cu el până undeva unde găsim metal. Să fie metal aproape. Am mai văzut metal pe aici, pe marginea apei. Bă, aparent îi trebuie sticuri. Ăla-i taică și noroc, măi! Și aici ce naiba trebuie să punem noi la ea? Adiuca. Iuca. Deci va trebui să găsim iuca pe aici prin... Aha. Bun. Nu știu ce e zbeteag, mă. E zbeteag, e șubred, e amețit de cap. Dar măcar încerc să mă duc să fac... Găsesc o iucă. Să scot... Ce e ăsta? Mamă, ce bun ar fi să-ți facem o armă din el. De ce nu ne lasă jocul să improvizăm? Să facem armă, domnule, din așa ceva. Ar fi super mega. Oculele. Cred că am găsit o iucă aici, nu știu sigur. Da. Developăm o iucă. Am luat o iucă acolo. Nu știu dacă trebuie să facem așa cu ea. Habar n-am. Și că silver ore, asta e argint, mă. Până ne îmbogățim pe insula asta. Ferească sfântul. What? Dar de ce nu putem să spargem din el? S-am spart o bucățică aici? Yep, atât. Dacă murim, măcar să murim bogat. Dă-o dracu de treabă, păi nu-i așa? Păi ce se întâmplă aici, doctore? Nu mai pot săpa. Sunt prea beteag ca să mai pot săpa. Așa că o să mă duc să fac o sfoară și să încerc să-mi fac un topor ca să pot tăia lemne. Nu știu, vreau să fac un acoperiș ceva. Vreau să fac o chestie... Trebuie să facem un cuțit și să încercăm cu cuțitul să luăm pe iucă. E, și asta era buba, vezi? Deci trebuia să o tăiem cu ceva. Și aparent cuțitul era prima opțiune a noastră care puteam să o facem. Așa că o să merg acum să-mi fac topoare și alte nebunii, pentru că o să avem tot ce ne trebuie pe aici. Ah, deci trebuie să ținem apăsat pe ea. Wow! Să nu spui că am făcut. Ia să vedem acum. Putem să facem topor? Ne va trebui toporul ăsta. Care dintre el? Uite că nu avem... Ba da, uite ăsta putem să-l facem. Oh, boy! Ok. Aparent acum ar trebui să alegem. Cred că o să aleg așa. Să las ăsta aici jos pentru că... Nu pot să le duc toate după mine. Ăla-i. Avem primul topor aici. Primul topor. E... Nu m-am uitat ce casă putem să facem noi aici. Uite așa, să facem un din ăsta sau să facem o baracă de asta. Clot, 6 clot de trebă. Lear stick, small stick. Bă, ăsta-l facem. Ăsta-l facem și uite, îl facem aici, așa. Uite aici. Clot aveam pe aici, dacă nu mă înșel. Lăsasem noi clot aici la greu. Uite aici. 4, 5, 6. 6 clot, parcă zice că ne trebuie aici. 6. Și acum lemne. Wow. Bă, ia doi bușteni în spate, ăsta ești nebun.
Bă, băiatule, ce forțoare ăsta, bă, băiat. Mai dăm în ele ca să le facem mai mici. Și acum din astea alte mici, nu? Așa, tam, tam, tam. Bă, cam interesant aici. Va trebui să facem și un foc aici, undeva, dar o să-l facem provizoriu pentru că în momentul când o să vină ploaia, acel foc va fi distrus. A, deci trebuie să-i dăm pe tasta F așa să să frecă rapid. Ale focul. Să-mi bag piciorul în el dacă n-am frecat-o de... Am frecat-o, bă, băiete. Ce, mama dracu, a durat atâta? Oh my god. Bun. Hai să plecăm un pic în pelerinaj aici, să ne găsim ceva de mâncare. Să halim ceva, pentru că altfel s-ar putea să murim. Și ce tată mi-apare scrisul ăsta aici, mă enervează trăznet. Trăznet mă enervează, nu știu ce e cu el. Da, am văzut înainte o broască țestoasă pe aici. Oare? S-a dus pe undeva departe? Cred că o țestoasă la... rumenit, așa ar merge, nu? Ce ziceți? Chili pepper! Ferească Dumnezeu! Apă, nu băgăm noi chili în noi. Să vezi tu, dureri... Dureri pe evacuare! Hoi, boi! Deja mă și încordă! Nu-i bun. Ok. Bă, chili am găsit. Dar cu ce-l mâncăm chili? Bă. A câte trebuie să-i dăm? Oare nu știți pe la câte moare asta? Fut-o Dumnezeu, broască, că eu mor de foame aici înțăpând-o în varice. Bă, broască! După jumătate de zid alergat. După ea am brișcălit-o, bă. Cred că e ascuțită destul de bine. Dacă nici un crab nu l-am putut omorî din prima, trebuie să-i dau mari șuturi în tepșamin până l-am rupt. Oare ce ziceți? Îi ok. Hopa, ce e aici? O sticlă cu un mesaj în ea. Nu citim acum mesajul, poate ne înduieșează. Vreau să duc butoiul ăsta în bază la mine ca să fac din el acea minunată sobă ca să nu ne mai stângă ploaia focul, că bănesc că va veni ploaia și ne va stânge focul. Așa că move cu butoiul la umăr. Am obosit. Nu știu de ce în fiecare joc de survival, caracterele care sunt în joc atât de slabe pe suflu sistolic sunt, de n-ai văzut de la atât de greu suflă, de zici că tăți îți betești cu plămânii, mă. Și ăsta de-abia mea, îi se gata stamina, îi se umflă ficatul, nu știu ce are. De-abia duce un butoi gol. Jesus Christ, man. Trebuiește un alt fel de foc în care să putem... Ăsta e cu cuc. În care să putem și cucăi. Dar... de ce nu l-am face noi pe ăsta, oare? Că avem acum ce ne trebuie. Nu? Hai să-l facem pe ăsta. Așa. O să aduc butoiul. O să-l facem pe ăsta. Da, acum ne trebuie metal. Nu știu câte metale ne trebuie, dar le ducem două odată. Băi, ce grele, că de-abia merge ăsta pe ele. Și iar dăm la ridea să prindem focul. Și iar trebuie să rupem tastatura. Să facem fire. Ăla-i tata meu. Și acum să ne pregătim noi El Carneas. El Carneas. Și El Carneas. Păi nu? Vine ceva la un grătar? Păi, aparent se face destul de repede hrana. Nu! Ce idiot ăsta, direct topor în grătar, bă, băiatule. Ia să le mâncăm acum, să vedem dacă... ne revenim la stomac. Bun, deci avem aici aproape să gata crabi. A trebuit să-i luăm și pe ăștia. Mama, ăsta arată ca un hamburg. Ca un hamburger. Uhuu! Nice! Ce am mai putea să facem noi pe aici? Este să verific un pic inventarul
Să vedem cum stăm. Bă, stăm bine cu cărnetul aici. Hai să mai facem niște rope. Toate armele astea de piatră și lemn văd că au și timp, adică se consumă. Așa că mai fac câteva rope ca să avem aici și să scap și eu din inventar de aceste burende. Văd că sunt foarte multe aici. Ok, bun. Avem și una acolo. Ce ar mai trebui să facem noi? Bă, hartă, nu știu dacă avem pe aici. N-avem noi o hartă. Mă enervează la culme scrisul ăsta ce mi apare aici pe mijloc. Eu nu știu cum să-l scot de acolo. Dar, luând în considerare și având în evidență faptul că cum vreau să mă duc să mă mai hrănesc cu ceva pe aici, să mai iau ceva de hrană și în același timp să mai și explorăm un pic terenul pe aici. Mi se pare că am auzit ceva sau a fost doar o nebunie. Ok. Vreau să mai fac un pic de explorer pentru că explorerul ne aduce chestii interesante pe aici. Tot explorând așa vei găsi și copaci, vei găsi tot felul de chestii care mai de care mai ok. Uite cum am găsit de exemplu aici această minunată aloe vera. Această aloe. Ah, cam tare aloe asta, cred că e bătrână, e din epoca paleoliticului. Dar ne-am făcut cu aloe. Fructe de aici nu mai luăm momentan. M-ar interesa să vedem ce mai e pe insula asta. Să vedem dacă suntem singuri sau mai este cineva aici pe insulă. Asta ar fi întrebarea care mă bate la cap. Și ar trebui să intrăm pe aici. Dar ce avem noi aici? Odita mai groapa, serios? Odita mai groapa cu o chestie pe acolo. N-aș vrea să intru. Cred că e o capcană acolo. O cacealma. Aparent stăm bine cu fructele aici. Blueberry, am văzut că sunt câteva pe aici. Trebuie să beau apă. Și pentru apă nu mi-am găsit nimic. Vreau să mă întorc înapoi unde am omorât broasca. Și... Băi! Țețea! Usca țețe! Tachia dumnea cat încă ce m-a mușcat. Bată-te și te încăldă. Ia să te iau eu să vedem ce grătar trântesc eu din tine. Usca țețe mi-a sărit în gură, bă. Pii, bă, râd în ea de muscă. Am să mă întorc să văd unde am lăsat eu broasca. Gold mai aici, aur, treburi, socotil. Cred că ne facem bogața dracu aici pe pustieșagul ăsta. Și mă duc să văd dacă pot să pun apă în ea sau să fac cumva, să transport apă, să... Bă, dar eu aveam în inventar ceva. Ai, că am mâncat chili, bă, trăznie, nu așa, deci tăte mi s-au făcut roșii, pur și simplu. Mergem să ducem la baza asta, să văd dacă pot să o pun pe butoiul ăla și să fierbem apă. Cu bănuiesc că apă numai așa vom putea bea. Și venind noi așa pe drum, am constatat că dacă pun F... Pe această cochile, ea practic se pune pur și simplu așa, în felul ăsta. Și în felul ăsta putem să captăm apă în ea. Putem să colectăm ceva apă. Dar asta doar după ce va ploua. Până atunci, singura noastră sursă de apă, mai facem câte o baie așa. Ce frumos e pe aici, pe fundul apei. Recif, treburi de socotel. Ah. M-a răcorit un pic, dar apă, din păcate, nu am de băut. Vreau să mă uit un pic pe aici dacă avem vreo posibilitate să facem noi water collector. Ce ne trebuie aici? Banan, leaf, turtle... Rope avem din asta, 8 loguri și banana left, nu știu, frunze de banan. Ok, deci frunze de banan. Hai să facem curat aici în inventar, ca să putem să aducem mai multe frunze de banan.
Un copac flori. Hai să tăiem un banan. Uite aici avem un bananer. Nu mai avem stamina. Din cauza că n-am băut apă, eu căzut strecurolul. Eu crescut glecemea mare și nu mai poate. Ok. Oh, ne-a dat banana în cap. He, boy. Ne-a dat banana în cap. Cred că am luat și frunze de banan destule. Hai să vedem dacă putem să facem water collector-ul. Teoretic ar trebui să-l putem face. Și water collector-ul l-aș pune, uite aici, să nu ne încurce. Așa. Deci am putea să punem frunzele acum de banan aici. Ne mai trebuie 3. 2. Hai să punem și cochilia. Pentru că o avem aici. Așa, deci ne mai trebuie 3 frunze de banan și sticuri. Ar trebui să metem și un copac. Uite aici bananul. Măcar s-a pus să bea o gură de apă, că altfel mor. Bine că o să mai iau apă și din fructele astea, dar poate că nu atât de multă. Practic îmi scade stamina la fiecare pas, dar îmi scade constant. Cred din cauza asta. Ok. Și acum să mergem noi să ne luăm direct sticuri. Mare stick ce ne trebuie nouă pentru colector. De-abia mă mai mișc. De-abia mă mai mișc pur și simplu. Am venit încet aici ca să pot să mai am stamina să pot tăia copacul. Să nu spui că mă lasă toporul exact acum. Să-l bag în buzunar. Cumva ne-au ajuns Stone Axe-ul până la 1%. Deci ne-au ajuns la fix să ne tăiem acolo copacul. A rămas pe din afară. Ar reușit să ne mai facem un topor. Sper să-mi ajungă rope-urile să fac și treaba cu colectorul de apă. Și cred că după aia suntem salvați. Adică nu mai murim atât de repede. Sper. N-am murit niciodată până acum, dar eu nu vreau să apuc să mor. Și momentul adevărului, să vedem dacă merge acum să punem noi. Aoleu, de-abia am pus 3 din 8. Jesus Christ, cât mai avem. Bă, da, eu mi-aduc aminte că noi am luat niște banane, nu? Bananele respective, oare, nu se pot mânca? Eu cred că da. Ne crește un pic asta cu apa. Parcă ne-au crescut. Astea oricum trebuie să le mănâncă. Da, așa, prietine, că am băgat asta și aici ne-a dat apă. Hey, boy! Hey, boy! Am scăpat de foamete. Sunt cam obosit mental. Cred că ar trebui să dorm, din câte îmi dau seama. O să dormim după ce facem colectorul. Pentru că asta e important acum, colectorul. Sunt curios să văd dacă se adună ceva apă în el. Și a fost bună ideea de a vâna prima dată o broască. Pentru că am folosit mai multe chestii. Am folosit-o și ca mâncare, am folosit și... Hai, trebuie unul. Am folosit și cochilea pentru a colecta apă. Băi, și acum cred că e gata. Ar trebui, normal, unul, da. Ăsta îi dăm cu el drop aici jos. Și în felul ăsta ar trebui să colectăm apă de aici. Water collector. Mai trebuie să punem ceva aici. Și cam atât a fost și episodul de astăzi, dragi prieteni, din Project Castaway. Dacă v-a plăcut episodul și dacă v-a plăcut joculețul, lăsați acolo în secțiunea comentarii părerea voastră despre joc. Iar dacă vreți să mai facem încă un episod, să continuăm povestea, rupeți butonul de like acolo și lăsați-mi comentariu dacă vreți să continuăm sau nu cu acest joculeț. Eu am fost Cristi Gamerzone, până data viitoare la următorul gameplay, eu vă salut, pa, pa!